Chirurgul Cristian Paleru de la Institutul Marius Nastaș va petrece următoarea lună după gratii. Decizia a fost dată acum o oră. Colegul său de spital, medicul Cornel Petreanu, va afla și el în scurt timp dacă va primi aceeași decizie. În dosarul acestor doctori acuzați de luare de mită, 6 rezidenți au fost plasați sub control judiciar. Pe durata anchetei vor avea interdicție de a profesa. Deocamdată un singur medic suspectat de corupție a scăpat de măsuri preventive pentru că în ziua perchezițiilor era plecat din țară. Dumneavoastră le-ați cerut banii? Să vă fie rușine! Acuzați de luare de mită, chirurgul Cristian Paleru, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și colegul său de universitate și spital, doctorul Cornel Petreanu, și-au petrecut noaptea în arest. Procurorii l-au verificat averile medicilor acuzați de luare de mită și vor să le confiște diferențele uriașe între veniturile declarate legal și ceea ce au găsit la percheziții și după investigația financiară făcută pentru ultimii 5 ani. Doar în cazul doctorului Cornel Petreanu, diferențele despre care există bănuiala că ar proveni din mită sunt de 2.355.000 de lei, aproape 75.000 de euro, peste 21.000 de dolari, peste 2.000 de franci elvețieni și 100 de lire sterline. Colegul său, doctorul Cristian Paleru, a rămas, cel puțin până la finalul procesului, fără 1.080 de euro, 9.130 de lei, 338 de dolari și 1.150 de franci elvețieni. Sunt sumele de bani pe care ofițerii DGA le-au ridicat la percheziția făcută acasă la el. Anchetatorii au pus sechestru pe proprietăți mobile și imobile pentru o diferență de câștiguri posibil ilegale de 850.000 de lei. Irene a solicitat suma de bani. Și banii au mers la el sau v-au spus pentru ce, pentru el sau nu știu, pentru asistentă, pentru ceva? Nu va da nicio explicație? Absolut nimic. Mi s-a spus că trebuie să plătesc această sumă de bani. Este mărturia unui pacient care trebuia să fie operat de doctorul Paleru. Acesta i-ar fi cerut 1.500 de lei, banii pe care bărbatul susține că i-a și plătit. Apoi i-a mai dat diferite sume în două tranșe. Într-un final a cerut să-i fie schimbat doctorul, iar atunci chirurgul s-ar fi enervat. În spital, angajații știau că unii medici le cer banii pacienților, inclusiv din formularele de feedback anonime completate de bolnavi. Au fost semnale că lucrurile nu merg perfect. Doamna manager a purtat discuții și cu colectivul de la chirurgie toracică. Eu însumi am avut discuții cu colegii mei pe această temă. Li s-a explicat situația și că există o răspundere penală evidentă. Datoria mea esențială este să transmit atunci când este cazul orice suspiciune de faptă penală către organele de cercetare. 15 pacienți aveau în total chirurgii scoși din activitate din cauza anchetelor penale. Bolnavii sunt acum preluați de alți medici din Spitalul Marius Nasta, iar cei care aveau programate intervenții chirurgicale vor fi reevaluați și, dacă vor dori, vor fi operați de alți medici. Pe de altă parte, se refac turele chirurgilor și ale anesteziștilor, astfel încât să fie acoperite și gărzile.